Bună seara, bine v-am regăsit, stimații telespectatori. În această seară, la emisiunea noastră, ne-am propus să discutăm despre alegerile locale din municipiul Chișinău și despre așteptările nemijlocit a locuitorilor acestui oraș. Invitații ediției de astăzi sunt Sergiu Tofilat, expert economic. Bună seara! Bună seara! Și Dumitru Roibo, activist civic. Bună seara și bine ați venit! Bună seara! Domnule Tofilat, cu dumneavoastră vreau să încep această emisiune. Ați avut o tentativă, cel puțin, nu știu cum să o numesc, de a vă înscrie în această cursă electorală. Da. Până la urmă ați renunțat sau vrem să aflăm mai multe de la dumneavoastră? De ce ați bătut în retragere și în același context dacă toți concurenții electorale au fost pe picior de egalitate? Da, bun, cred că începem cu a doua parte. Vă rog. Dacă sunt pe cântar egal toți concurenții electorale, evident, cei care sunt înaintați de către partide, sunt scutiți de efortul de a strânge semnături. Trebuie să colectezi minimum 10.000 de semnături din Chișinău sau din suburbii pentru a fi înregistrat. Acum, tot procesul include atât colectarea semnăturilor nemijlocit pe liste separate pentru fiecare localitate, da, cât și avizarea acestor semnături la primăriile localității respective. Deci e un proces destul de birocratic, sofisticat, dar nu și imposibil. Important este pregătirea. Eu și un alt coleg am avut în acea perioadă o deplasare în Statele Unite pentru a povesti partenerilor externi care este situația reală în Republica Moldova, nu ceea ce le povestește Candu sau Plahotniuc la întâlniri. Și de aceea nu am avut timp pentru pregătire ca să venim în acest proces electoral cu armele în mână, să spun așa. Dar, în schimb, a fost o experiență ca să înțelegem mai bine cum funcționează tot procesul de colectare a semnăturilor, cum să ne organizăm mai bine, cu ce probleme ne confruntăm, ca eventual la următoarele alegeri locale deja să fim mai bine pregătiți. Domnule Tofilat, prin prisma realității social-politice vreau să vă acord următoarea întrebare. Oficial, ați fost doi candidați independenți. Unul nu reușește ca să acumuleze numărul de semnături necesar, altul o face într-un timp record. Cum se explică acest fenomen? Da, se explică foarte simplu, dacă ne uităm atent. Deci vorbim de doi candidați independenți, eu și doamna Radu. Da. Formal, da, evident. Bun, diferența este că doamna Radu era promovată la greu de televiziunile controlate de Vlad Plahotniuc și folosea resursa administrativă, atât instituțiile din subordine primăriei, cât și activiști din Partidul Democrat. Deci chiar colegii mei care colectau semnături lângă magazinul unic, au văzut cum reprezentanții PD-ului colectau semnături pentru Silvia Radu și nici nu ascundeau lucrul ăsta. Da? Și atunci revin la prima întrebare din această interviu. Nu mai putem vorbi de picior de egalitate. Evident. Zic, noi făceam voluntariat pe bune, eu și colegii, activiști, voluntari care și-au exprimat acordul să mă ajute, să mă asiste în acest proces. Și noi făceam lucruri pe bune, voluntar, fără resurse de partid și așa mai departe. De aceea, evident că, fără pregătire prealabilă, am reușit să colectez aproape 2000 de semnături. Da. Aveam propuneri să particip în continuare la aceste alegeri din numele unui partid puțin cunoscut. Adică erau vreo două sau trei oferte. Dar oricum, eu din start am declarat. Erau reale aceste oferte? Da, bineînțeles. Adică era o formalitate să partidul să ia decizia să facă un proces verbal, că susținem candidatura lui Sergiu Tofilat, să pună ștampila și cu actele alea să merg la Comisia Electorală să mă înregistrez în cursă. Însă eu din start am declarat că până la primul tur trebuie să decidem, sau într-o evitare dispersării voturilor, am zis că trebuie să decidem să rămână un singur candidat pe dreapta. Și am stat bine și am analizat dacă are rost să merg mai departe și am decis că nu merită. Mai bine o să ne pregătim pentru următoarele alegeri locale. Domnule Roibo, anul 2018, Republica Moldova, o stare de lucruri foarte interesantă. Atunci când de ani buni facem reformele în sistemul electoral, atunci când încercăm să asigurăm ceea ce se numește transparența, iată, domnul Tofilat este un exemplu elocvent, când nu se operează cu aceleași unități de măsură. De ce?
Păi, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că domeniul electoral este unul de interes sporit, în primul rând, pentru guvernare, iar ce fel de guvernare noi avem astăzi în Republica Moldova cunoaștem. Cunoaștem că se aplică diferite metode de intimidare, de șantaj, de a publica anumit compromat pe anumite persoane, doar că acestea să fie discreditate sau să fie distrusă imaginea, astfel încât să nu poată să aibă greutate în alegeri. Sau... Deseori se încearcă și depune, evident, viața privată, de a o transpune în spațiul public doar ca să fie afectată imaginea candidatului, ceea ce este un lucru inacceptabil în viziunea mea, ori tot aceste persoane pretind că noi mergem spre calea europeană, că noi începem să prețuim, să dăm valoare omului în primul rând și vieții sale. Asta de fapt nu se întâmplă. 2018 este un an destul de complicat pentru noi, pentru că de fapt noi avem încă o campanie electorală în câteva luni. Asta oferă o greutate și mai mare din acest punct de vedere și sunt sigur că pe arena... Și de ce bătălia a fost foarte dură și mai e pentru capitală, pentru mai rămas, primărie? Au mai rămas câteva zile. Eu probabil o să mă refer puțin la felul în care se desfășoară această campanie electorală, dar că este complicat din punct de vedere politic și cetățenii vor avea cu păreri de rău parte de foarte multe informații de care ei nu au nevoie, despre cine și cu ce costum se îmbracă sau cine și la ce oră face baie. Eu aș fi vrut să, ca cetățenii să aibă parte de discuția asupra programelor, ideilor și proiectelor de realizare în țara noastră, însă asta cu păreri de rău nu se întâmplă. Evident că sunt duble standarde. Evident că o persoană care pretinde că este independentă și tot miraculos independent ajunge în funcție de, de viceprimar interimar, da, de primar interimar al municipiului Chișinău, doamna Silvia Radu, evident că este favorizată de Partidul Democrat și asta nu face față unei guvernări transparente și cinstite așa cum pretinde a fi astăzi pe Deu. Exact. Cel mai mare partid și mai puternic cum se declară ei din țară, nu are candidatul său nici la Chișinău, nici la Bălți. Ce fel de partid este ăsta? Dumneavoastră, în calitate, iată, de cetățean, ați văzut promisiuni realiste făcute în această campanie electorală care le-ați fi bifat și chiar în calitate de expert economic și ai fi zis că, uite, ar fi cazul să le implementăm, indiferent de coloratură politică, indiferent de candidat? Bun, eu n-am stat să studiez programele electorale ale candidaților, pentru că, în prim plan, din punctul meu de vedere, este important să vedem integritatea acestor candidați, adică pe cine ei, într-adevăr, reprezintă. Da? Să luăm, de exemplu, nu știu, programul Silvia Radu, ok, el poate fi super bun, perfect, ideal. Dar ea vine din partea lui Plahotniuc, care e de prins doar să fure sau să facă, să acapareze afaceri prin atacuri Raider. Eu nu pot să mă aștept la nimic bun de la reprezentantul unei persoane corupte. Da? Deci primul filtru este candidatul vine pe bune independent sau este reprezentant Partidului Democrat. Da, deci ăsta e primul filtru. Și lucrul ăsta s-a văzut foarte bine anul trecut în noiembrie, când a avut loc referendumul pentru demiterea primarului Dorin Chirtoacă. Lumea doar un pic a simțit că este o înțelegere între socialiști și Plahotniuc, din punctul meu de vedere, și lumea a evitat să iasă la acest referendum. Da? Pentru că era o legătură cu adică faptul demiterii primarului, era o înțelegere. Era la mijlocul Plahotniuc. Și lumea a evitat să vină. Deci, da. Vă rog, domnul Roigo. În viziunea mea, eu cred că noi, pe fondul la problemele complicate care ne confruntăm în țară, e vorba și de domeniul economic, social și educație, cât mai mult, când tinerii nu mai participă la vot, pur și simplu, ei se detașează de toate procesele politice din țara noastră, pentru că pe ei asta deja nu interesează, ori clasa politică și mai cu seamă guvernarea care în ultimii ani și-a permis prea multe, nu îi mai reprezintă pe ei și ei încearcă să-și caute în mod independent un viitor undeva separat apart, fie psihotari, fie acasă, însă ei nu vor să participe la alegeri. Eu am fost observator la referendumul din noiembrie, acolo într-adevăr au venit poate foarte puțini oameni, pentru că mulți din ei nici nu știau care loc referendum. Exact. Adică nu a fost un proces informare electoral, da, de plin. Nu, a fost un singur concurent de facto, pentru că a fost doar PSRM-ul care a făcut campanie. Comisia Electorală Centrală a fost maxim liniștită în acest sens, fără să invite oamenii la vot. Nu s-a vehiculat acest subiect în mass media, nu s-a vehiculat acest subiect nici în spațiu public, în discuții și așa mai departe. Deci au ieșit oameni suficienți. Astăzi au ieșit 20 ceva de procente,
astăzi noi am avut 32, da, la ultimul tur ăla, 32 de. Dar aici au participat mulți concurenți, ceea ce înseamnă că de fapt oamenii încep să iasă din ce în ce mai puțin la lege. Eu vreau să vă întreb, iată, peste câteva zile urmează să desfășoare cel de-al doilea tur de scrutin. În fața celor doi candidați stă un lucru destul de dificil, de a convinge electoratul ca să fie votați. Vreau să vă întreb și poate să medităm împreună asupra acestui fapt. De ce unul la mână nu se dă curs invitațiilor reciproce de a avea niște discuții constructive, fie în spațiu public, fie la posturile de televiziune, inclusiv postul nostru de televiziune, și de ce se încearcă uneori, se creează impresia, iarăși în spațiu public, că cetățenii ar fi doar acea mașinărie care ar trebui să dea votul? Eu cred că în foarte multe campanii electorale din țara noastră, cetățenii uită un simplu fapt, că de fapt ei sunt simpli alegători care vor merge să-și expună opțiunea de vot pentru un candidat sau altul. Politicienii sunt cei care de fapt promovează intensiv interesele sale, de ce ei totdeauna aplică tactici și tehnici electorale ca să slăbească, ca să discrediteze oponentul său și așa mai departe. În această cursă electorală, când oamenii sunt gata, sunt foarte multe persoane în țara noastră care cred cu tărie de caracter și cu lacrimi în ochi în anumiți lideri sau în anumite ideologii sau partide și ei vor face totul ca acel candidat să devină, să obțină funcția respectivă sau să obțină cel mai mare scor la alegeri. Asta este un teren direct spre a apărea noi și noi conflicte în societate. Eu vorbesc de conflicte minuscule, dar care de fapt sunt foarte neplăcute pentru societatea noastră. Faptul că candidații nu se întâlnesc într-o țară normală, dacă există în turul 2, au ieșit 2 candidați, păi ei neapărat vor ieși în mass media să discute împreună, ca oamenii să-i vadă, ca oamenii să înțeleagă care sunt poziția lor față diferite probleme și ei văd stând alături, chiar în unele cazuri dând și mâna unul cu altul. Ceea ce înseamnă că societatea la rândul ei, oamenii simpli, nu se vor sfăti între ei atât de mult, pentru că iată contracandidații, cei principali care de fapt luptă unul împotriva altuia, ei își permit să dea mână. De ce noi să avem conflicte? În situația creată la moment, ea este foarte puțin plăcută. În octombrie, noiembrie 16, când au fost alegerile prezidențiale, noi am văzut pe Maia Sandu și Igor Dodon împreună la televiziunea publică, chiar dacă exista o radicalizare destul de puternică în ambele tabere și oamenii erau gata să ia la pumn unul pe altul, doar pentru că aveau o anumită opțiune de vot. În situația astăzi din Chișinău, noi observăm o radicare asemănătoare, pentru că nu există acea platformă unde se iasă ambii candidați, eu să-i văd cum îi dau mână, pentru că ambii sunt cetățeni, ei se jură că ei vor bine municipiului Chișinău, atunci de ce nu ieșiți împreună, să vă dați mâna, de exemplu, să discutați pe problemele care preocupă chișinăuienii, iar și repet, nu cine și la ce ori face baie și nici costul. Da, domnul Vlad, mi-a se pare că aveți o altă viziune, vreau. Nu, vreau un pic să nuanțez lucrurile. Deci, spuneți. Îndemnul meu către locuitorii municipiului Chișinău este unul simplu. Deci, fiecare om are caracteristica asta să mai greșească. Și de aceea, vă rog frumos, nu vă faceți idoli din politicieni. Puteți fi de acord sau promova ideile care le vehiculează acești politicieni sau, nu știu, inițiativele lor. Deci, puteți fi de acord cu ceea ce ăștia își propun să facă, nici de cum să faceți idoli din trânșe. Pentru că omul când greșește, el trebuie criticat pentru asta, dar să fie o critică constructivă, ca, mă rog, dacă el e bine intenționat, să nu mai comit aceleași greșeli. Și atunci când critici, păi toți ceilalți susținători care și-au făcut din persoana aceea idol, îți sar în cap. Și lucrul ăsta nu poate fi acceptabil. Asta e prima. Doi, eu la fel împărtășesc opinia colegului de platou că clasa politică, din păcate, de la independență încoace, încearcă să ne divizeze între pro-europeni, pro-ruși, unioniști și așa mai departe. Eu îmi pun o întrebare simplă. Noi cu toții mergem pe aceleași drumuri, în același transport. Ne confruntăm cu aceleași probleme, fie că e la școală, fie că e la spital, nu știu, plătim aceleași facturi, energie, gaz și așa mai departe. Deci cu toții avem de pătimit și eu zic că trebuie să găsim acele puncte de acele probleme care ne unesc și împreună să le depășim. Domnul Acum, în prevența dezbaterilor, lucru foarte simplu. Domnul Ceban vine din primărie, din Consiliul Municipal și el are cunoștințe, evident, mult mai, este mult mai pregătit decât contracandidatul său, Andrei Năstase. Și din punctul ăsta de vedere, evident că, ținând cont că inițiativa de organizare a dezbaterilor în public în centrul capitalei vine de la Ion Ceban, deci nu văd cum contracandidatul său să accepte regulile propuse de el. Asta e prima. Pe de altă parte, domnul Ceban este vulnerabil la capitolul
colaborarea socialiștilor cu Partidul Democrat. Aici, eu cred că Andrei Năstase ar trebui să atragă atenția la chestia asta. Pentru că săptămâna trecută, spre exemplu, eu am fost la acele dezbateri publice, eu am adresat 3 întrebări domnului Ceban și am auzit răspunsuri de genul 3 întrebări legate de colaborarea socialiștilor cu democrații, cum socialiștii au ajutat să fie promovat la ANRE Tudor Copaci, persoana din Partidul Democrat, și eu n-am auzit niciun răspuns. Deci, pe de o parte, noi vedem cum PSRM organizează proteste la ANRE, pe de altă parte, noi vedem cum deputatul PSRM, Vladimir Golovatiuc, fiind în cadrul Comisiei Economie, Buget și Finanță din Parlament, s-a organizat concurs de selectare a directorului ANRE și dumneavoastră nu a avut nicio întrebare. Domnul Roimu, în raport de ceea ce spune domnul Tofilat. Eu aș crede că aici mai există un moment de... Domnul Tofilat a menționat foarte bine că domnul Ceban vine din primărie și deși am promis că nu o să pronunț numele nimănui astăzi, este un candidat care vine din primărie, care cunoaște structura dinăuntru foarte bine, care cunoaște cum funcționează acest aparat și care are o echipă care este implicată anume în acest proces. Acest candidat a renunțat și la funcția de deputat, doar ca să se preocupe de Consiliul Municipal, dar și de Primăria Municipiului Chișinău. De aceea eu am convingerea că în dezbateri, dacă acestea vor fi dezbateri strict la subiectele de interes general pentru municipalitate, atunci el este în avantaj. Dar chiar dacă el organizează aceste dezbateri, da, fie că e vorba de Arcul de Triumf sau în altă parte, la Cafeneaua Guguță, au fost invitații și din partea televiziunilor. Și mie mi se pare corect ca eu să văd în ultimele 2 săptămâni sau între aceste 2 săptămâni de campanie electorală, eu să-i văd mai des împreună, discutând subiectele care pe mine m-ar interesa. Nu să văd cum cineva se duce și să organizează o întâlnire separată cu membrii săi de partid și acolo îi dau câteva momente de ideologie de asta puternică, încep a discuta iarăși de Statele Unite, Federația Rusă și Uniunea Sovietică și noi iarăși ne trezăm că avem un primar care, cum a fost în cazul Chirtoacă, care aștepta, ne convingea pe toți că noi avem nevoie de parcări private, ca el la urmă să rupă câteva milioane de euro din asta. Domnule Roimu, dar discuția se axează și pe următorul fapt. Primăria are nevoie de un om politic sau de un gospodar? Da. Pentru că noi 10 ani am tot așteptat acțiunile fiecăruia din primărie. Primăria niciodată nu a avut nevoie de politicieni. Primăria a avut nevoie de oameni gospodari, de oameni care se poate să iasă la miezul nopții, dacă este cazul, și să iasă din concediu și să uite de tot doar ca să fie rezolvate problemele Chișinăului. Atunci când asta a fost o greșeală ex-primarului Chirtac, care atunci când a intrat în funcție a mers la București să duc pământ din Basarabia. Nu cu asta se începe funcția de primar. Funcția de primar trebuie să înceapă de la un șantier. Tu trebuie să mergi să vezi cum se repară liftul într-un bloc care nu mai lucrează, de exemplu. Asta este și greșeala care se comite în campania actuală. Eu mă bucur să nu văd pe de o parte tare multe mesaje geopolitice, dar nu-mi place când văd cum un contracandidat, încălcând vădit legea, merge în România, se întâlnește cu Orban, președintele unui partid, și asta este stipulat în codul electoral și eu nu înțeleg încât și organele noastre competente nu au luat atitudine față de asta și acolo oamenii îl susțin și el face apel către diaspora să-și convingă rudele și familiile din Chișinău să voteze pentru el. Iată, și pentru că noi suntem diviziune pro-europeană și noi avem o cale și nu trebuie să scăpăm Chișinău mâna rușilor. Iată, cum putem noi scăpa Chișinău mâna rușilor dacă noi avem chiar strada Columna sau strada 31 August, ele sunt într-o stare degradantă, dar asta după 10 ani de Chișinău, capitalul românească sau pro-europeană sau numiți-o cum vreți. Nu trebuie un Chișinău pentru oameni, nu trebuie Chișinău pro-european sau de altfel. Asta dacă oamenii înțeleg, bineînțeles. Da, exact. Aici să facem diferență între ceea ce anunță politicienii, adică ne povestesc de pe ecranele televizorilor că sunt pro într-o parte sau pro în altă. Și de fapt. Și de fapt să ne facem concluziile în baza faptelor, în baza la ce fac, nu ceea ce spun. Domnule Tofilat, în politică asistăm desigur la mai multe paradoxuri. Da. Uite, unul din aceste paradoxuri suntem martori în această campanie electorală, după ce PL-ul a avut omul său în fruntea primăriei timp de 10 ani, astăzi îl susține pe Andrei Năstase și susține până la urmă, am putea spune, aceeași gașcă. Vreau să mă contraziceți dacă nu împărtășiți aceeași viziune și tot aici să ne vorbiți despre coaliția acestor partide care veneau până la urmă să promoveze un singur candidat, o idee salutabilă la început, până la urmă părerile s-au dispersat. De ce? Da, știți... După primul tur și faptul că Silvia Radu n-a trecut în turul 2, lucrul ăsta a salvat partidele astea declarate pro-unioniste, da? PL-ul în cazul dat și Partidul Unității Naționale. Pentru că
dacă candidatul zis pro-european nu trecea în turul 2, din cauza faptului că Valeriu Munteanu și Constantin Codreanu au furat voturi, păi lumea era să dea vina pe ei anume, pentru că din cauza lor Plahotniuc era să-și numească omul său la primărie. Deci faptul că în turul 2 n-a trecut Silvia Radu, pe de o parte înseamnă că noi, alegătorii, am dat o palmă zdravănă Partidul Democrat, candidatul lor n-a trecut. Și pe de altă parte a salvat aceste partide, pentru că ați văzut a doua zi chiar de dimineață, după turul 1, ambele au ieșit și au spus că noi susținem candidatura lui Andrei Năstase. Și au dat seama că dacă se întâmpla că Năstase nu trecea în turul 2, iar o să fie ei de vină. Acum, de ce știți, această inițiativă de... destul de târziu? Pentru că menționați de unioniști, am avut cel puțin 3 candidați pe segmentul lor. Ok, vorbim de cei care au cel puțin peste 1% cu șanse reale. În mod normal, când înțelegi că dispersarea, atunci când sunt mai mulți candidați și fiecare trage o parte din voturi și în rezultat niciunul din ei nu trece în următorul tur, trebuie să iei o decizie de maturitate politică să zici ok, eu nu am șanse, atunci mă retrag și susțin cel care are șanse mai mari. Acum, bun, dar în toată această campanie, pentru mine, înainte de a discuta ce vor să facă candidații, care este programul electoral a fiecăruia, deci pentru mine este important să înțeleg a cui interes el reprezintă. Ați înțeles în această campanie? Iată, am avut 11 candidați. Ați înțeles, nu știu, cel puțin în jumătate, a cui sunt și ce interese promovează? Bun, pentru mine era clar din start, sunt 3 candidați incomozi guvernării, da, și eram dispus să-i susțin pe ăștia 3. Restul, evident că sunt mascați sub o formă sau alta, dar fie colaborează, fie sunt direct băgați de Partidul Democrat. Mie mi se pare că, eu aș vrea să completez aici, mie spuneți. Mi se pare că văzusem undeva pe internet și un status la tema asta. Răul cel mai mare la moldoveni este răul cel mai mic. Când noi alegem răul cel mai mic. Da. Iată, atunci când într-o anumită perioadă interesantă din punct de vedere politic la noi, cum era 2016, când Peleu face coaliție cu Partidul Democrat și împreună formează guvernul. Atunci când platforma lui Andrei Năstase protesta în stradă, atunci când era o revoltă masivă în societate, Ghimpu, de exemplu, o critica pe Năstase. Peledemeu era împotriva lui Năstase. PD-ul cu Ghimpu erau într-o alianță. Astăzi totul s-a reconfigurat și, de exemplu, iese Valeriu Munteanu, iarăși am promis că n-am să dau numele nimănui, și ne convinge pe noi despre nu știu care binom, că Plahotniuc e cel mai mare rău pentru Republica Moldova, deși el a fost ministru în guvernul Partidului Democrat, așa putem spune, pentru că ei erau doar unealtă folosit în acest sens. De asemenea, ce ține de susținere Partidului Democrat în municipiul Chișinău, eu n-aș fi atât de liniștit, pentru că, de fapt, la legile din 2011, Monica Babuc a obținut 8.000 de voturi. În 2015, nu Monica Babuc, Valentina Buliga. În jur de 4.000 de voturi a obținut Monica Babuc în 2015. Iar astăzi, tot doamnă, tot candidatul lor, pentru că oamenii, de fapt, înțeleg din partea cui vine Silvia Radu, a obținut 17-18%, ceea ce, de fapt, înseamnă că ei folosesc masiv și undeva, poate chiar și reușesc să convingă prin această direcție politică, cetățenii că anume o doamnă, că anume faptul că ei dețin guvernarea vor putea prin faptul că dețin primărie să rezolve mai bine problemele și nu le încurcă nimeni, pentru că iarăși la nivelul de Consiliu Municipal se încep fel de fel de povești, nu știu cine, nu știu cu încurcă. Și în tot sensul ăsta, mie mi se pare că este o greșeală că interesul politic prevalează peste bunul simț la noi în țară. De exemplu, Șalaru este învinuit oficial și este deschis dosar penal pe numele său pentru că el a vândut în mod ilegal rachete ucrainenilor. Și asta a cauzat prejudicii statului și respectiv a fost un element de corupție pentru că el s-a îmbogățit pe urmă la asta. El susține pe Constantin Codreanu, care reprezintă interesele și al lui Băsescu în genere cetățean străin. Apropo, Băsescu face campanie electorală pe teritoriul Republicii Moldova. În care limite juridice și constituționale se încadrează și asta. Iar ca la urmă, ambii aceștia, chiar dacă Șalaru spunea despre Ghimpu foarte multe lucruri rele, împreună cu Ghimpu și împreună cu Șalaru s-o susțină pe Andrei Năstase. Deci, încă o dată revin, că răul cel mai mare pentru noi este răul cel mai mic. Oamenii nu votează ce vor, ei votează ceea ce nu vor. Aici, iarăși, trebuie să reșim din faptul, nu ceea ce ne spun politicienii, dar ceea ce fac de fapt. Da, pentru că ei spun una, dar fac totul altceva. Și de ce această pseudo-susținere trebuie tratată ca atare.
Domnule Tofilat, dacă merge, nu știu, pe ideea, sau mai bine zis, pe metoda deducției, da, acest candidat Andrei Năstase este susținut de oligarhii Țopa, da? Cel puțin asta se vehiculează în spațiu mediatic și în cel politic. Țopa, Plahotniuc, până la un moment dat, era un semn de egalitate, era o prietenie. Astăzi nu se pot împărți ariile de influență sau... Cum trebuie să privim lucrul real ca să nu cădem în capcana celor din politic care ne-o întind? Exact. Bun. Faptul că Andrei Năstase este susținut de oligarhii Țopa o aflăm din știrile date la canalele lui Plahotniuc. Deci asta trebuie să-l credem pe cuvânt pe Plahotniuc. Acum eu înțeleg un lucru. Noi avem legislații electorale. Îmi scrie foarte clar. Dacă un partid este finanțat din resurse externe, el este exclus din cursul electoral sau chiar este, adică poate fi radiat din registrul partidului. Exact. Am avut un caz foarte de excludere. Bine. Corect. Acum, dacă sunt atâtea probe că este susținut Năstase de cutare sau de cutare, ok, haideți să luăm aceste documente, să mergem la Comisia Electorală și să-i radiem din, să-i sancționăm conform legislației. Eu știu așa un lucru. Numai că el e greu cel mai mic. Dacă vor exclude Partidul Demnitate și Adevăr, atunci ei se vor victimiza mai mult și vor avea... Adică, iarăși el e greu cel mai mic. Da, dacă vii cu acuzație... Domnule Roibu, ce impede chiar să se întâmple ceea ce spune domnul Tofilat? Și mai ales că nu uitați un lucru. Comisia Electorală, Procuratura, organele de anchetă, toate sunt controlate de Plahotniuc. Păi care e problema? Ce vă încurc? Voi să... sancționați. Bun, da. Eu cred că există premize reale ca Andrei Năstase la etapa actuală să fie exclus din cursul electoral. Cred că el există, pentru că el a apărut la televiziune publică în altă țară, pentru că el a făcut campanie electorală alături de președintele Partidului Național Liberal din România, domnul Orban, pentru că domnul Orban îndeamnă cetățenii să voteze pentru el, iar acest material este difuzat în Republica Moldova masiv. Anume asta își creează premiză ca el să fie eliminat din cursul electoral. Însă iarăși ne întoarcem la răul cel mai mic. Nimeni nu va dori nici Partidul Democrat să-l elimine atât de mult pe Andrei Năstase din curs, pentru că în cazul dat îi va da o posibilitate să se victimizeze. Deși, din punctul meu de vedere, ar fi corect ca anume așa să se întâmple, ori dacă a fost exclus un partid Patria în 2014, dacă au fost exclus alți candidați, de ce să nu fie exclus și ăsta? Pentru că el intenționat a făcut acest pas. Adică este tot și asta o tactică politică când domnule tu intenționat Roy, faci greșeală. Și da, sunt adversari politici sau parteneri? Eu cred că, de fapt, bun... Că această istorie are anumite rădăcini comune, eu sunt sigur, doar cândva Țopa cu Plahotniuc împreună făceau foarte bine afaceri și la Victoria Bank și la aeroport, se vede că undeva interesele lor nu au coincis sau cineva și-a dorit mai mult și iată, astăzi ei cel puțin par a fi adversari. Eu nu știu ce se va întâmpla, de exemplu, dacă Partidul Demnitate și Adevăr va nimeri va accede în Parlament, iar acolo va fi nevoie să facă alianță cu Partidul Democrat, eu... Nu sunt sigur că aceasta nu se va întâmpla. Domnul Tofilat, în această politică, partenerul lui Plahotniuc, care a ieșit din toată această relație, cumva neșifonat. Da. Domnule Tofilat, în această campanie electorală, în primul tur, am avut, dacă nu-mi înșel memoria, 4 candidați electorali care au acumulat voturi nesemnificative, chiar sub 1% am avut. Întrebarea mea reiese din această afirmație. Politica de cadre a partidilor politice se află într-un impas? Eu cred că nu asta e problema principală. În momentul în care la noi se activizează candidații brusc așa înainte de alegeri, da, și se apucă să vorbească despre lupta cu corupția, despre mai nu știu ce, ok, bun, stai un pic, dar tu până la asta, cu ce te-ai ocupat, cu ce te-ai manifestat, pentru care merite, te cunoaște lumea și ce concret vrei să realizezi și ești capabil să faci în primărie. Deci noi vedem, da, aceiași candidați, Silvia Radu sau Valeriu Munteanu, ne vorbeau activ de lupta cu corupția, domnul Munteanu s-a făcut specialist pe caracatițe. Ok, păi, dar de ce asta se întâmplă anume în campanie electorală? Concret de Silvia Radu vreau să întreb, dar de ce domnul ei, fiind la Red Union Fenosa, n-a spus un cuvânt de schema cu Energo Capital? Da, domnul ei cunoștea foarte bine. Păi de ce atunci nu te-ai luptat cu corupția? Acum te lupți. Domnul Valeriu Munteanu, el se află în conflict de interese. Fostul lui, adică colegul lui de partid, fostul primar Dorin Chirtoacă, a stat 10 ani la primărie și a făcut ce a vrut aici. Fratele său este director adjunct PASIS. Exact. În momentul ăsta, cât de sincer este Valeriu Munteanu când vine și ne spune că el o să rupte corupția în primărie? Adică o să demascheze toate schemele făcute de Dorin Chirtoacă? Mie nu vine să cred. Domnule Tofilat, eu nu pot să nu vă întreb. Cei care ne vizionează, la sigur se întreabă acest lucru. Iată, dumneavoastră, când ați luat această inițiativă de a participa în campanie electorală, ați
solicitat punctul de vedere a vreunui partid politic, pentru că în acele puțin timp în care ați fost anunțat drept candidat, vi s-a adus o serie de acuzații, că sunteți a unui partid sau al celuilalt. Haideți să o spunem telespectatorilor din primă sursă. Ați consultat partidul cu care l-ați reprezentat sau partidul Sergiu Tofilat în persoană? Da. Eu încă anul trecut am discutat și cu doamna Sandu și cu domnul Năstase. Le-am comunicat despre intenția mea de a, eventual de a candida la primărie. Ideea a fost să-i conving să găsească un candidat comun și neutru, neafiliat politic, care să-l susțină ambii. Ultima dată discutasem acest subiect în noiembrie anul trecut, când era referendumul și eu am făcut o postare pe Facebook, îndemnând lumea să iasă la referendum și să-l dimitem pe Chirtoacă. Cei care aveau viziuni pro-europene sau nu vreau să voteze cu socialiștii, le-am spus că ok, dacă nu avem acum identificat un candidat, eu o să candidez. Deci cel puțin pe mine mă puteți vota. Acum, după ce Andrei Năstase și-a anunțat intenția de a candida, eu am avut o discuție cu dumnealui și am zis că eu cred că partidele de opoziție ar fi putut găsi o soluție de compromis mai inspirată, da. Și am zis că ok, trebuie să ne încercăm puterile, să vedem, să lăsăm cetățeanul să decidă. El vrea un reprezentant al unui partid politic în fruntea primăriei sau o persoană neafiliată politic, da? Și asta a fost motivația mea să intru în luptă. Și evident să acumulez și experiență cum se desfășoară procesul. Da, dar în același timp erați foarte conștient, bănuiesc eu, că veți fi numit un Don Quixote, un candidat independent care încearcă să ia primăria capitalei într-o bătălie în care mai sunt 10 oameni care au coloratură politică. Bineînțeles că da. Acum, noi cu, de fapt, eu personal și mai mulți prieteni, colaborăm cu toți cei care vor să facă o schimbare. Și cei mai activi în sensul ăsta sunt Platforma DA și Partidul Acțiunii și Solidaritate. Totodată, eu, spre exemplu, am fost la protestele pe care le organiza Grigore Petrenko și colegii săi în fața casei lui Vlad Plahotniuc în vara lui 2015. Da. Și eu nu mă sfiez să lucrez cu toată lumea care vrea să facă o schimbare. Am lucrat la fel și colaborăm cu unii consilieri din Partidul Socialiștilor care sunt în Consiliul Municipal Chișinău, care se preocupă de subiecte concrete, da, și nu afectează interesele politice sau geopolitice. Dar eu tot timpul am avut viziunea mea pe care am comunicat-o tuturor partenerilor, inclusiv și lui Andrei Năstase, lui Maia Sandu, și am considerat că este de dreptul cetățenilor să aleagă, vor un om politic sau un domnule Roibu, de fiecare dată, atunci când discutăm despre alegeri, întreb invitații mei un lucru destul de interesant. Ce se va întâmpla după data de 3 iunie? Avem doi candidați, evident unul din ei va fi viitorul primar. În ce măsură va exista o colaborare între primar și Consiliul Municipal? Pentru că la un moment dat au existat scântei, s-au blocat mai multe inițiative, s-au adus acuzații reciproce. Va găsi limbă comună viitorul primar? Bun, tot deznădământul întrebării dumneavoastră constă în faptul cine va învinge în al doilea tur al alegerilor. Pentru că dacă învinge un candidat care actualmente deja este inclus în activitatea acestui organ și cunoaște bine sistemul pe interior, atunci asta este o discuție. Iar dacă va câștiga candidatul pro-european din opoziție Năstase, atunci există șanse mari ca să fie blocate, pentru că iată și colegul a menționat că ei una spun, alta fac. Chiar dacă PLU susține candidatura lui Năstase actualmente, nu exclus că el va susține și inițiativele lui în Consiliul Municipal. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, noi cunoaștem că suburbiile Chișinăului masiv votează pentru direct, pentru candidatul de dreapta. În această parte a municipalității noastre există un stereotip care a fost inclusiv lansat și de Valeriu Munteanu, care spunea că iată, Ion Ceban dorește să excludă suburbiile din componența municipiului Chișinău. El asta nu vă spune deschis și nici nu vă spune. Dar nu a făcut nicio afirmație. Dar lui nu-i place cum voi votați. Da. Iată, asta a fost, eu am urmărit campania electorală și din 2011 și din 2015, când din mașini se aruncau în timp ce mergeau hârtiuțe pe care scriau, vor să excludă suburbiile. Și în 2011 a mers, și în 2015 a mers. Anul acesta, cu părere de rău, nu a mers, cu părere de bine, nu a mers atât de bine, dar totuși există. Când nu mai ai cu ce convinge. Da, nu mai ai cu ce, da, ați săturat deja același cântec de atâtea ori. Păi iată, cetățenii din suburbii ar trebui inclusiv și ei să gândească, pentru că dacă există riscul ca să fie blocate anumite inițiative în Consiliul Municipal, din interesul
politic sau de interes de partid sau nu știu de care alt interes, atunci ei ar trebui să gândească cu cine votează. Domnule Roibu, da, bătălia se va da la limite? Va fi pe muche de cuțit? În viziunea mea va fi, da, va fi diferența de sutim. E greu de spus, da, foarte mult depinde de prezența care o să fie la, la vot. Dar deci, trebuie să ne așteptăm la o prezență mai bună sau mai slabă? Cred că mai slabă. Eu cred că da, eu cred că o să fie mai puternică prezența. Iarăși, din păcate, este o divizare geopolitică și nu numai geopolitică, dar din punctul meu de vedere este și o luptă între un candidat neutru, neafiliat cu Plahotniuc și unul care e controlat de Plahotniuc sau este influențat. Acum, din prisma colaborării viitorului primar cu Consiliul, eu cred că domnul Ceban probabil o să fie ceva mai ușor, dar aici, la mine, planează suspiciunile că dumnealui nu va fi independent în luarea deciziilor. Adică dumnealui va depinde de Partidul Socialiștilor și care să fie poziția partidului, dar asta este foarte mult influențat de Plahotniuc. În ceea ce ține de Andrei Năstase, eu cred că dumnealui o să-i vină mult mai greu să lucreze cu Consiliul, dar și aici este o ieșire din situație, pentru că până la urmă, chiar și fracțiunile din Consiliul Municipal, ei tot au mandatul cetățenilor, deci ei pur și simplu trebuie să fie implicați în procesul decizional. Și dacă tu vii cu anumite abordări, soluții, cum tu vrei să rezolvi anumite probleme și o faci transparent și în interesul tuturor cetățenilor, atunci eu nu văd o problemă de ceea ce consilieri nu ar vota. Da. Domnule Roibu, avem o serie de instituții municipale care ar trebui să aibă o transparență deosebită. Revin la niște semnale de alarmă pe care le dau inclusiv activiștii civici și ne spun că nu tocmai stau bine la capitolul transparență financiară. Noul primar trebuie să fie cu ochii pe ei. Mă refer chiar la parcul de troleibuze, ca să nu mă ascund după dege. Bun, eu am aflat mai multe informații neoficiale în care persoanele care ocupat funcții de conducere în parcul troleibuz sau în parcul la Artec sau în parcul de autobuze, ei spuneau că ei erau obligați săptămânal să aducă 30.000 de lei, 60.000 de lei. Am citit și eu asemenea declarații în media, făcute de colegii noștri. Și asta este o lovitură foarte grea asupra bugetului instituției, este o lovitură grea asupra calității serviciilor care se prestează, pentru că în loc să repari și să construiești, trebuie să dai cuiva atcat la partid. Și asta s-a întâmplat în ultimii 10 ani, poate chiar și mai mult. Eu nu cunosc istoria de până atunci. Eu cred că ar trebui o atenție sporită din partea organelor de control asupra acestui domeniu, dar în primul rând din partea primarului, pentru că cred eu, primarul Chișinăului trebuie să fie persoana care să dorească să-și sfârșească cu bine zilele sale, inclusiv în municipiul Chișinăului. Deci dacă el vine, noi am mai avut un bașcan în Găgăuzia care după ce și-a încheiat mandatul a plecat în Germania, da? Și trește bine mersi în Germania. Iată, asta este un patriot foarte bun, în ghilimele. Da. Eu vreau un primar al Chișinăului care să vrea aici să trăiască, aici să... Și în cazul ăsta el va face tot posibil ca să fie mai curat, mai bine și mai organizat. Domnule Tofilat, viitorul primar. Din punct de vedere economic, da, referitor la audit. Da, dar aici întrebarea mea, ziceam că viitorul primar trebuie să vopsească gardurile la grădiniță? Sau trebuie să meargă în inspecții și să vadă datele financiare și să solicite experții în domeniu ca să-i explice în cazul în care primarul nu pătrunde din esența lor? Primarul trebuie să se preocupe ca orice activitate să fie făcută corect, eficient și transparent și la cheltuieli justificate, să nu fie firme căpușe, să nu fie furați banii care îi plătim noi, locuitorii acestui oraș. Și acum când vorbim de auditul întreprinderilor municipale, ok, hai să privim lucrul ăsta din punct de vedere economic sau a unui investitor. În alte țări unde există bursă de valori, cineva când cumpără acțiunile unei companii, el poate deschide site-ul acestei companii pe internet, să vadă rapoartele financiare, pe ce se cheltuie banii, care sunt vânzările, cum sunt clienții, care e poziția și așa mai departe. Fix același lucru trebuie să fie și legat de administrarea întreprinderilor de stat. Ăsta e patrimoniul public. Noi toți cetățenii suntem acționari ai acestui stat și avem cota noastră în luarea deciziilor și respectiv în patrimoniu. Păi, la fel trebuie să fie aplicat același principiu. Anual se face auditul activității, se public toate rapoartele financiare pe site, toate achizițiile să fie făcute transparent, să nu existe suspiciuni de corupție. Dar, iarăși, lucrul ăsta este deocamdată la noi o utopie, atâta timp cât ne guvernează niște persoane certate cu legea. Da? De ce ei își schimbă legislația electorală ca să puterea ei nu vor să o dea?
Da? Ei sistem să piardă această putere. Fix pentru asta a fost schimbat sistemul electoral în unul mixt. Pentru că dacă noi am fi organizat alegeri parlamentare pe sistemul electoral anterior, pe liste de partid, democrația, având mai puțin de 6%, pur și simplu nu trecea în Parlament. Da. Și ca să mențină la guvernare, a schimbat sistemul electoral. Domnule Roibu, probabil ați fost întrebat și nouă singură dată de către concetățenii noștri, de ce miza pentru capitală, pentru un an de zile, este atât de mare? Bătălia este destul de dură. Asta le asigură o continuitate politică, asta înseamnă dividenzi politice. Bun. Da, dar ar zice numai că e un an doar. Probabil deținerea șefiei în capitală este și o trampolină bună pentru alegerile parlamentare din toamnă, pe de o parte. Pe de altă parte, nu este exclus că persoana care va obține funcția de primar după turul 2, după 3 iunie, da, va fi și persoana care va reuși să învingă următoarele alegeri în 2019. Asta în dependență de acțiunile pe care le va întreprinde. Da, și el are la dispoziție un an în care el va reuși să facă foarte multe lucruri bune, efective la viteză, ca el să poată să obțină imagine, tot așa cum a încercat Silvia Radu, da? Să facă fiecare zi era show, șoc la primărie după cât facea Silvia Radu, doar că ea se placă electoratului și... Pe fonul guvernării sau administrării proaste a orașului de 10 ani, da. Oricare venea acolo și facea măcar cât de cât ceva, lumea era să-l ducă în braț. Să-l venereze, da? Da, și mai ales când ești promovat de 7 ori pe zi la televiziune. Da, păi iată, în viziunea mea, miza pentru capitală din acest punct și de vedere și este foarte mare. Plus la asta, noi am vorbit mai devreme despre partidele mici și candidații care luau sub un procent, nu uitați că ei obțin finanțare de la fondul electoral pentru campania electorală. Hai să zicem, mai simplu. Deci în Chișinău, după ce a fost schimbat sistemul electoral, s-au format 11 circumscripții. Asta înseamnă că cel care va, sau dacă Plahotniuc reușește să consolideze, să controleze orașul în continuare, el își va putea promova candidații săi pe aceste circumscripții. Deci să-și treacă 11 oameni în viitorul Parlament. Evident că dacă va veni la primărie un candidat incomod lui Plahotniuc, lui o să vină foarte greu sau practic imposibil să controleze întreg procesul. Să folosească resursa administrativă a primăriei, să-și pună oamenii săi în posturi ca să poată mai ușor controla procesul. De aceea miza, în primul rând, este pe alegerile parlamentare. De ce Plahotniuc a investit atât de mult în imaginea Silviei Radu? Ca să-și aducă omul său la primărie și poate treacă la parlamentare 11 persoane pe aceste circumscripții. Și asta este miza. Și dacă primăria va fi câștigată de domnul Năstase, pe care eu îl consider contracandidatul sau unul din luptători împotriva acestui regim, asta va fi o lovitură foarte dură pentru democrați în următoarele alegeri parlamentare și asta va fi un semnal și pe exterior că nu merită de mai colaborat cu Plahotniuc, de-l susținut și există o alternativă ca noi să scăpăm de această guvernare. Domnul Roibu, 2 minute la dispoziție ca să facem concluziile acestei emisiuni și pornim de la tezele enunțate de către domnul Tofilat. Fiecare din candidați vine cu o viziune, fiecare candidat vine cu un anumit program. Alegerea vor face cetățenii duminică, însă pe noi ne interesează viitoarele acțiuni. Ce se întreprinde și vorbeam astăzi dacă avem nevoie de om politic sau gospodar, avem nevoie de acțiuni concrete, avem nevoie de a scăpa, nu știu, de mirosul urât din capitală. Cum? Noi parcă am scăpat de el deja, așa spunea Chertoș. Și lucrurile. Deja e mai bine. Da, deja e mai bine. Bun, eu cred că e foarte important să ne gândim nu numai la ce se urmează după campania electorală, dar și până aici, pentru că eu v-am spus că există riscuri tare sporite pentru că să apară conflicte sociale și ciocnire între oameni. Asta este cel mai urât ce poate să întâmple. Deja oamenii încep să numească unul pe altul în cel mai urât mod, doar pentru faptul că are o anumită opțiune de vot, ceea ce nu trebuie să aibă loc într-o societate normală, cum mi-o doresc eu în țara noastră. De aceea, eu aș vrea ca până la sfârșitul campaniei electorale și până aici oamenii la alegeri pe data de 3 iunie, să văd doi candidați la funcție de primar care discută pe problemele care minim interesează de interes general în municipalitate. Unu. Și doi. Vreau să văd cum la întâlniri cu alegătorii, oamenii simpli, alegătorii, spun întrebări concrete legate
de problemele reale pe care noi ne confruntăm și nu iarăși despre vector geopolitic sau apartenența etnic sau limbile vorbite și așa mai departe. Pentru că desigur se întâmplă că la întâlniri cu alegătorii vine și se mână programul electoral, în el nimeni nu se uită și iarăși discută despre Uniunea Sovietică, Statele Unite ale Americii sau alte chestiuni pe care de fapt pe noi nu ne interesează și n-ar trebui să nu ne preocupă și nu ne afectează nici într-un mod viața noastră de zi cu zi. Eu cred că după această campanie ar trebui să urmeze un lucru normal care se întâmplă în multe țări atunci când contracandidații de ieri se întâlnesc și își dau mâna, unul mulțumește altuia pentru participare în campanie, doi îl felicită pe primul. Da, avem pentru... maturitatea politică necesară pentru noi a face avut acest asta, noi n-am avut asta la legile prezidențiale, când de fapt oamenii care au pornit protestele împotriva falsificării cunoșteau că nu au fost falsificări, că nu au fost anume astfel problemele, cum ei le-au expus, că de fapt ei protestează doar ca să aibă o scuză politică, că iată ne-au mințit încă o dată și ei asta o recunosc singur în discuții personale. Uh-huh. Că iată ne-au mințit încă o dată, dar de fapt candidații trebuie să-și dea mâna și să lăsă oamenii să se împace mai departe, să-și ducă lucruri mai departe. Domnule Tofilat, domnule Roibu, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Cu părere de rău, timpul este limitat. Vă mai aștept și cu alte ocazii pentru a continua cele inițiate astăzi. Estimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi. Pe curând!